liniște, liniște! Bărbatul suspectat că în noaptea de 24 spre 25 mai a violat, ucis și tranșat o femeie pe care a luat-o cu mașina la ocazie și a recunoscut faptele. Acesta a menționat că mobilul omorului a fost reprezentat de jaf și viol, după cum bănuiau anchetatorii. Suspectul a spus cum a comis crima. El a precizat că a tranșat cadavrul în cada apartamentului său din orașul Topoloveni și apoi l-a aruncat în râul Argeș. Suspectul a făcut reconstituirea pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat crima din județ. O recunoaștere pur și simplu. De ce a omorât-o? O cunoștea, atât. Doamna avocat? Nu. Dai, că merg! Polițiștii au continuat cercetările și au făcut în continuare căutări pentru a găsi întregul trup al femeii omorâte. Criminalul a primit și un mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile și va rămâne în arest pentru că a violat, omorât și tranșat femeia din județ.